Atenție de unde vă cumpărați mâncarea pe o căldură insuportabilă. Unii comercianți stau cu marfa la soare cât e ziua de lungă. Știu că n-au voie, însă bagă mâna în foc pentru produsele lor, dar inspectorii sanitari veterinari nu-s de aceeași părere. Cașcaval a fumat, cașa a fumat, burduf. Toate ținute în soare la peste 35 de grade Celsius. Stau întinse pe o tarabă la marginea unui drum din Sibiu. Vânzătoarea zâmbește și așteaptă cumpărători. Vind în perioada aceasta? Da, de ce nu? Dacă ai marfă și așa și e proaspătă. Să o șterg un pic, că curge grăsimea. La temperatură mai rece. Da, da, un pic mai rece. Acum da. A fost caniculă de... Cam câte grade? 30. La câte grade a primit ținută grăsă? La 15. Teoria e bună, practica ne omoare. Merge și ne ținută în frigide. Bineînțeles că noi o păstrăm destul de rece. La rece, însemnând la peste 30 de grade Celsius. Fumatul n-are nicio problemă. Deci nu este nicio problemă că e cald. Și totuși ar fi ceva probleme. O recunosc chiar vânzătorii. Special telemiaua și urda, cam îi probleme cu ea. Pentru că urda e foarte dulce și se nacrește repede. Deci de azi până mâine... Iacră. Dar șoferii opresc pe marginea drumului, gustă și cumpără, chiar dacă brânza a stat jumătate de zi în soare. Foarte bun. Bun. Specialiștii sanitari veterinari avertizează însă. Să evite în totalitate comerțul stradal, în special cel practicat pe marginea șoselelor naționale, în așa fel încât să nu își pericliteze sănătatea. Și medicii avertizează pe oameni ca în perioadele caniculare să fie foarte atenți în ce condiții păstrează mâncarea și ce alimente consumă, pentru că se pot alege foarte ușor cu o toxi-infecție alimentară.